Salutare, baby, și bine ați revenit la un nou episod de Minecraft. Iar astăzi suntem din nou pe lumea cercetășilor, pentru că doar pe lumea asta noi putem să muncim și să creiem conținut și să facem tot ce vrem noi. Iar astăzi, băi, guys, o să... Nu știu, o să mai cotrobăim prin harta asta, pentru că, da, am stat și m-am gândit că de când am început seria asta, eu doar pur și simplu am construit lucruri. Pur și simplu am construit lucruri, n-am explorat harta și astăzi este timpul să explorăm harta alături de voi. Mi-am upgradat și eu sabia asta. Am făcut-o și eu de asta de tier 1, nu știu, habar n-am. Asta trebuie să ne upgradez, dar mă rog, bun, ne-ar trebui vaci. Vaci. Bun, hai să explorăm. Deci, da, fraților, începe acest episod, vă rog extrem de mult să nu ezitați să bubuiți acel buton de like și acel buton de subscribe, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Și acum mai puțin să luăm niște lemn, că ne-ar mai trebui pentru chestii. Hai să mai luăm niște lemn, că ne ajută lemnul, adică chiar să știți că în jocul ăsta lemnul e foarte important. Nu știu dacă vrei să-ți faci tot felul de lucruri și cu toporul ăsta din diamant spargi foarte repede. Nu știu, foarte repede spargi. Și îmi place că mi-am făcut lucruri de diamant și armură și armura pentru cal de diamant. E super bine. Bun, acum hai să mai explorăm pe aici. O să merg puțin în partea aia de acolo să văd, pentru că dacă vă uitați pe partea mea de aici, pe partea mea unde țin eu casele, nu este zăpadă, dar aici e zăpadă. Și nu înțeleg de ce, dar în fine. Sperăm să găsim ceva interesant, altfel nu știu, nu o să mai postez videoclipul ăsta, dar de fapt o să-l postez, pentru că, uite o vacă, te rog să-mi dai experiență, te rog, nu știu, asta e dorința mea, vacă. Oh, Doamne, nu mi-a dat, bine, îmi mai trebuie chiar multe vaci. Speram să știm să ne întoarcem înapoi, dar de fapt e încolo, deci nu ne dă prea multe bătăi de cap chestia asta. Dar nu știu, ești pește. Uite aia. Okay. Uite aia. Superb! Trebuie să-i dau un nume pickaxe-ului ăsta. Dar nu știu nume să-i dau. Bă, hai mă pe aici. Bun. Hai să mă explorăm pe aici. Uite, hai să mergem pe partea aia sau... uite o vacă. Haide, bă, experiență. Știu că îmi dai experiență. Ce este chestia cu ce cu peștera asta aici? What? Ok, uite iron. Da, nu o să mă duc să-l iau mai târziu. Adică am destul iron, am 3 chesturi pline de iron. Acum mă interesează doar, nu știu, poate mai găsesc diamante. De fapt am prea multe diamante. Nu știu, să explorez, am găsit două vlece în episodul trecut. Ce este cu chestia asta aici? What? Ok, deci încolo trebuie să mergem. Aparent am găsit o mlaștină bântuită. Ok. E frică să merg pe aici, poate întâlnesc vreo vrăjitoare sau un vrăjitor. Dar aparent am găsit o mlaștină bântuită, ceea ce este super bine, dar într-un fel e și super ciudat. Adică, cum să găsești o mlaștină bântuită tocmai pe harta ta? De fapt, nu e chiar atât de ciudat, pentru că ai putea să găsești o mlaștină bântuită oriunde. Uite oaia asta care are lesa asta. Mulțumesc, oaia de le. Oh, mi-ai dat și tu experiență, mulțumesc. Dar și tu îmi dai experiență? Ia să vedem. Hopa. Perfect. Ok.
Se pare că treaba este bună. Mulțumesc, Minecraft! Bun, acum hai să... Să mergem spre casă, poate mai găsim vreo vacă sau ceva. Ne-ar trebui 2 experiențe ca să ne facem 6, măcar de tier 1 să le facem. Înțelegeți? Lopata și toporul, să le facem măcar de tier 1 dacă nu putem... Uite o vacă! Dacă nu putem măcar de tier nu știu cât, să facem măcar de... Bun, ne mai trebuie ceva. Să luăm experiență. Haide, bă, băiatule, că avem lapis lazuli, adică asta nu e o problemă, că avem lapis lazuli. Care l-am găsit în niște pește. Uite, încă un lașină. Bă, da, ce scoată te am lașină? Uite o găină, asta nu ne dă. Oh my God. Uite o vacă. Hai, te rog, dăm multe. Două vaci. Ok. Perfect, și tu, hai. Hai. Hai, bă, băiatule, mai trebuie doar ceva, mă. O oaie, dacă aș găsi, aș fi perfect. Găina nu ne dă experiență, nici porcul. Deci, pe noi acum, în momentul de față, ne interesează oile și vacile. Asta este cel mai important lucru acum. Să găsim oi și vaci. Măcar o vacă sau o oaie, adică ori una, ori alta, că mă ajută amândouă până la urmă. Bă, dar e greu de găsit, adică înainte când am început o serie, bă, dar toată partea asta era plină, vaci m-a speriat, era plină de oi, vaci, porci, găini. Și acum e col, adică, nu știu, s-a speriat de mine. Nu înțeleg. Bune. Haide, mă. Hai, mă, frate, te rog. Te rog, dăm ceva bun. Deci, da, în episodul ăsta contează foarte mult că am găsit o mlaștină bântuită, de fapt două. Dar, mă rog, am găsit mlaștine bântuite, adică ați văzut și voi cum arătau. Și n-am stat prea mult în mlaștinile de acolo pentru că nu vreau să mi-o iau. Adică nu vreau să întâlnesc vreun vrăjitor sau pe cineva, că mă omora instant. Dă-o puțin, uite, oaia asta. Oh my God, gata, bă, băiatule, mă, în sfârșit, avem și lână neagră, perfect, bă, în sfârșit pot să-mi upgradez și eu toporul și lopata, bă, în sfârșit, de cât timp așteptam momentul ăsta, de fapt îl așteptam de acum 10 minute, da, mă rog. Bun, îmi place foarte mult calul meu Bobby, că i-am făcut armura asta și mică din diamant, adică uitați-vă și voi cât de blindat arată. Hai să mergem acum repede spre... casa noastră și să ne la enchantment table, să ne upgradăm astea la enchantment table, nu știu cum să pronunț. O să le facem de tie room sau nu știu cum se zice, pentru că nu avem chiar atât de mult. Haide, bă, boiatule, bă, boiatule. Bun, hai prima dată să ne facem asta. Lapis lazuli. Îi dăm cu din ăsta. Perfect. Și acum toporul ăsta. Mamă, da. Toate se dau în 2. Perfect. Opa. Ok, bun. Am upgradat și noi ale mai. Uitați-vă și voi cum sclipesc astea, uitați sabia, uitați lopata, uitați toporul și uitați pickaxe-ul. Deci pickaxe, topor, lopată, sabie. Foarte frumos. Bun, acum hai să ne culcăm puțin. Și da, fraților, aici cred că voi încheia și acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, ca întotdeauna, nu uitați foarte important de like și subscribe. Dacă nu v-a plăcut, aia e. It's 14 hours.
iar s-a auzit chestia asta de la MacBook-ul meu. Nu știu ce are MacBook-ul, dar tot se aude chestia asta când, nu știu, când vine o oră, dar mă rog. Deci, da, fraților, nu uitați foarte important de like și subscribe. Eu am fost Mati Danco, iar ca întotdeauna ne vom revedea data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!